Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Ziua Învierii, să ne bucurăm popoare, că ce a venit Paștile Domnului au venit la noi cu bucurie și cu prăznuire. Au venit la noi Paștile Domnului cu biruință, ca să se arate tuturor aceasta care s-a făcut pentru noi pentru toți oamenii și pentru a noastră mântuire. Putem cânta și noi și zice Paștele Domnului, Paștele, că din moartea la viață de pământ la cer Hristos ne-a pe noi ce ce cântăm gândare de biruință. Poporul Israel sărbătorea acest praznic al Paștilor în amintirea ieșirii din Egipt. În amintirea trecerii primarea roșie, și atunci au ieșit și au scăpat. Cuvântul Pesach, Paște, înseamnă trecere, că ei atunci au trecut de la robie la libertate. Au trecut atunci să aducă slujbă și cântare lui Dumnezeu. Au ieșit din pământul care au fost robi, se îndepărtatul pe pământul făgăduinței, de Dumnezeu făgăduit, Dumnezeu dat lor. Pentru noi, Paștele este Hristos, că ne-a trecut pe noi din moarte la viață. Tot trecere. Întâi a trecut El, Iisus Hristos, din moarte la viață, și ne-a trecut și pe noi, că și cu moartea pe moarte a călcat. Căutare înaltă facem noi astăzi spre Iisus Hristos, Domnul nostru, cel ce am iat din morți. Iar cântare înaltă a făcut Moise după ce a trecut primarea roșie. El cânta imn pentru că a fost bucuros că a reușit să scape de dușmani. Noi cântăm im de cântare lui Isus Hristos, cine a izbăvit de cel rău și de cel viclean. Trebuia evreii să pregătească paștile într-un mod deosebit și special. Pregăteau mult pentru Paști, ca să aibă, potrivit poruncii lui Dumnezeu. Trebuia să pregătească un miel, fără meteacnă, fără prihană, care să fie jerfit atunci, în seara de Paști. Trebuia să pregătească o casă pentru Paști, unde să stea. Și trebuiau să scoată din casă orice dospitură, că își mâncau din ziua de Paști, șapte zile doar azimă. Trebuiau apoi să pregătească ierburi mare cu care să mănânce mielul jerfit de Paști. Pregăteau evreii încălțămintea, trebuia să stea încălțați, pregăteau hainele, trebuia să stea îmbrăcați, brâul trebuie încinși, trebuia să-și pregătească toiagul să-l ia în mână, ca și cum ar fi gata de drum. Așa trebuiau ei să-și pregă, să pregătească paștile ei ce din neamul lui Israel. Noi, în el noua lege, în nou legământ, în virea Domnului o, trece, o sărbătorim în alt mod, trecerea de la robie la libertate, de la moarte la viață și mai mult noi trecem cu Iisus Hristos. Domnul nostru. Dar trebuie și noi să fim pregătiți, ca să putem trece cu Domnul nostru, să fim pregătiți să ajungem în pământul făgăduinței. Și noi ca evrei trebuie să fim pregătiți, dar în mod special, ni se nouă creștinilor, și anume ce ne spune Sfântul Scriptură în acest sens? Zice așa Apostolul Pavel la Efeseni 6, 11 și 17 zice: Avem în vostru în cinci cu adevărul. Au zis ce zice să folosim noi? Adevărul. Și îmbrăcămintea să fie platoșa dreptății. Vedeți ce să folosim noi ca îmbrăcăminte? Adevărul și dreptatea. Și zice și încălțați picioarele voastre gata fiind pentru Evanghelia Păcii ce ne cere nouă să luăm cu noi să luăm asupra noastră să luăm în inima noastră și să ne încingem noi să fim gata mai mult zice Apostolul Pavel în toate luați și pavăza credinței să luăm credința să o avem ca să fim tari. Nimic să nu ne este împotrivă, nimic să nu ne biruiască. Și zice, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Ne spune, de ce să luăm această papă a credinței? Ce vom face cu ea? Ce vom reuși cu ea? Ce vom rezolva cu ea? Și mai departe zice, lua și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne-a spus apostolul, să ne îmbrăcăm noi, să fim gata cu Iisus, călătorim pe țara făgăduinței, spre moștenire, spre viața cea de veci și împărăția cerului. Că ne-a făgăduit o nouă, că ne-o dă, dar să mergem cu el. Vedem că Domnul Iisus Hristos a venit, a învățat, ne-a lăsat nouă Evanghelia, dar ne-a lăsat în Evanghelie o poruncă, porunca iubirii. Dar acolo a zis să ne iubim și ne-a spus că El ne iubește, dar iubirea și-a arătat-o în fapte, încât i așa, ne iubește așa de mult încât s-a pentru noi. Putem cântări această dragoste. E jertfa sa, sângele său l-a pentru noi. Așa de mult ține la noi și ne iubește Iisus Hristos, că s-a dat pe sine pentru noi. Dacă noi suntem acum, în ziua de înviere, oare la înviere, ce evanghelie ne s-a citit nouă? Să auzim, să știm. Ni se spune așa la înviere. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua aceea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, Căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis, nu vă temeți voi, că știu că pe Isus răsignit căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grav și spuneți ducinicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea, iată am spus vouă, iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe de iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, Nu vă temeți! Merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș, au spus că petenilor, preoților, toate cele ce s-au întâmplat, atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-a zis, să spuneți că ucenicii lui veni noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la degător, noi îl vom potoli și pe voi vom face fără grijă. Iar ei luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi drept măritorilor creștini. De ce oare a murit și a înviat Isus, De ce oare? A murit și a înviat pentru noi. A murit și a înviat din dragoste pentru noi. De aceea. Iisus a lucrat totul pentru a noastră mântuire. A purtat sarcina grea a păcatelor noastre. Le-a dus până pe cruce. Le-a spălat cu sângele său. Să nu le mai avem, să nu mai fie. Și iată-l pe om apropiat de cer și poate să intre. Dacă deschidem Sfânta Scriptură și ne întrebăm, de ce oare a murit și a înviat Iisus? Ne va spune frumos, citim la Romani 14 cu 9, unde se spune așa de clar, iar Iisus a murit și a înviat ca să stăpânească și peste vii și peste morți. Iată de ce a murit și a înviat. Să stăpânească și peste unii și peste alții. Unii erau în viață, a murit pentru ei. Unii erau plecați, a murit pentru toți. Că Iisus Domnul nostru a fost cu noi pe pământ. Dar când a fost mor cu trupul pe cruce, dar viu cu Duhul, cu acest s-a dus până în iad. Și de acolo le-a dus Evanghelia. Le-a vestit. Așa zice Petru în epistola sa, le-a dus Evanghelia să le-o vestească celor de acolo. Semn că pentru ei se poate face ceva. Iisus a lucrat și pentru aceia. Și de aceea și să stăpânească și peste unii și peste alții. Vedem taina mare a lui Iisus Hristos. Și dacă ne întrebăm cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Isus s-a pogorât din cer, s-a smerit chip de rob luând, s-a coborât la chipul de rob, dar s-a coborât și mai jos, până la iad. Vedem până unde. A luat chip de rob. Oamenii însă, dușmanii lui au zis, îl facem să fie în rând cu tălhari, jos, dar el se coborât mai jos, până la iad, la toți cei care erau acolo, să-i scape, să izbăvească. Oare de ce a murit și a înviat Iisus Hristos? A murit și a înviat să ne arate că ne mântuiește pe noi. Să ne arate că ne miluiește pe noi. Să știm Că El a lucrat pentru noi mântuirea. De aceea a murit și-a înviat. De ce oare a murit și-a înviat Hristos? Pentru a ne da viață veșnică. De aceea, și-o face pentru noi, nu pentru alții. De ce oare a murit și a înviat Hristos, să arate că El este stăpânul vieții și al morții. Să vedem, să înțelegem și să credem în El. Și să stăm cu El. De aceea a murit și a înviat Iisus Hristos. Dar oare dacă El e Domn al vieții, merită să fugi de El? Nu merită. Trebuie să fugi de el, nu, ci la el. Oare dacă el e domn și stăpân, merită oare slujit? Merită. Și la el trebuie mers, că el îți dă adevărul și viața. Știm că sunt doi domni la care poți sluji, alege el pe Iisus Hristos. Și stai cu el și slujește lui. Dacă Isus a murit și a înviat, și ne-a dat putere să ne facem Fiul lui Dumnezeu, oare noi ce alegem? Ai cui fi ne facem? Să rămânem fii ai lui Dumnezeu. Asta este chemarea și aceasta este vestirea și aceasta este lucrarea ce ni se pune înainte nouă ca să o avem noi și să fie cu noi aici și să o înțelegem. Vedem că să sunt la mormânt femeile mironosițe, s-au dus să ungă trupul Domnului Iisus Hristos, dar nu se așteptau la înviere, la orice, dar la asta nu. Au intrat în mormânt, E gol. Gol. Oare s-au întrebat unde să fie Domnul nostru? Ce să facă el acum când nu-l mai află? Rezolvarea însă vine printr-un trimis ceresc, îngerul. Și-a dat la o parte piatra de la ușa mormântului și a stat deasupra ei. Ni s-a deschis. Cum era el acolo, lui înfățișarea era luminoasă ca fugilor și în lui albă ca zăpada, așa era el. Și ce le-a spus el, ce le-a comunicat, ce vești le dă? Că Hristos a înviat și este viu pentru veșnicie. Ele îngrozite de înfățișarea lui și de vestea ce aud. Așa au fost când m-a îngrozit și apostolii pe tabor. Când Iisus a schimbat la față înaintea lor, când au cuvântul Tatălui, cum să nu fii înspăimântat de ceea ce vezi și de ceea ce auzi? Iar femeile, precum apostolii, și ele la pământ, dar vedem că cel căutat de ele nu era acolo. Nu mai era între morți, ci între vii căci a înviat. Poate ele s-au întrebat, cum să fie în viață, că doar, nu de două, de două zile l-am îngropat, cum i-a treia zi, cum să fie în viață. Omenește, așa au judeca ele, omenește, așa au zis ele, e drept, mormântul e gol, dar, ziceau ele, de aici până la fi e cale multă, dar e cale dumnezeiască. Dumnezeu a lucrat și învierea s-a petrecut. Iisus ca Dumnezeu pe la propria sa învieri, la decare din morți și viu. Îngerii le-a spus femeilor ca să spulbe la lună necredință, vedem că mormântul e gol, dar ce a pus aici s-a sculat. Oamenii uneori se îndoiesc de lucruri uneori deosebite. Se îndoiesc. Dar Iisus se arată femeilor și ele îl văd. Acum cum să nu creadă că e viu dacă îl văd? Și sunt trimise să spună la apostoli ceea ce ele au văzut ceea ce ele au auzit. Uneori oamenii sunt incapabili să creadă în înviere. Pozitiv e că femeile mironosițe totul l-au căutat pe Iisus la mormânt. Cu inima. Chiar dacă e mort, dar îl găsesc viu și nevătămat. Îngerul i-a spus, nu e aici, și a înviat, spun îngerii. Nu poți crede în înviere tu cel de azi? Mai târziu vor spune apostole, am viat că l-am văzut. Va spune și Toma, e viu, e Domnul meu și Dumnezeul meu. Va spune Pavel, vor spune cinste de oameni și alții, și soldații, păgâni. Ne mirăm, dar adevărul se vestește. Soldații au văzut pe îngeri S-au cutremurat și au fugit. Le dă semn și veste celor ce erau durmane lui Isus că iată ce s-a întâmplat. Și aceia nu mereu să vadă mormântul. Că știau că am viat. Doar îi plătesc să spună că l-au furat ucenicii când ei dormeau. N-au avut curajul nici să meargă, știind că mormântul e gol și că Iisus este viu. Vedem că Iisus Hristos, Domnul nostru, înainte de a muri, le-a spus la apostoli că a treia zi va învia. Abia apoi și-au adus aminte ei de cuvintele lui și au înțeles ce le-au vorbit și ce le-a spus. Și -a aduc aminte de vorbele lui și ce Dumnezeu a zis, se împlinește și se face. Hristos a înviat și a făcut-o pentru toți oamenii. Și acum în fața lui toți suntem egali. Toți suntem. Pentru El toți suntem fii ai Lui. El la toți ne-a deschis ușa către cer. Pe toți ne-am băgat cu Tatăl. Că ești bogat, că ești sărac, că ești mic, că ești mare, mățat sau nu, nu contează, Ești egal și toți pot intra la fel în Împărăția lui Dumnezeu. Dă mâna cu Hristos să te ducă acolo și El te va duce. Ne va ajuta ca să intrăm pe ușa cea strântă și ușa e chiar El. Dacă vrem și dacă credem în El, atunci cu adevărat putem intra în cer și... Cu adevărat, vom crede că El este calea, adevărul și viața. Chema suntem și noi la El. Chema suntem și noi să-L vestim. Chema suntem și noi să-L vedem. Chema suntem și noi, prin credință, să-i cântăm că Hristos a înviat. Cu moartea pe moarte călcând și au din morminte viața dăruindu-le. Așa a făcut el. Să a la cei din morminte, la cei ce erau morți, până la ea s-a dus să-i scoată pe toți. Să nu mai fie în suferință și în durere. Asta a făcut el. Și ne învață și pe noi să facem. Dar asta înseamnă că tu, când conduci pe ultimul drum pe o rudă de-a ta, să nu iei fără credință să-l lui Iisus Hristos ca el să-l aibă în grijă lui. Iisus Hristos să-l ierte, el să-l așeze unde bucurie veșnică. Să știi că Iisus a lucrat și lucrează totdeauna pentru noi. Nu ne lasă, ci este cu noi azi și va fi în veci. Dar e viu și viu va fi pentru veci și îl vom vedea pe cerului la a doua venire. Dar până atunci să-L slujim cu credință. Hristos a înviat să fie pus la noi în inimă ca și Dumnezeu pe tronul inimii și așa să-i slujim noi cu bucurie mare și să-i cântăm mereu celui ce din morți a înviat și să zicem mereu salutul creștinesc, Hristos, am viat și răspunsul adevărat că a înviat. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.